Sarebbe bună dreptate, ca și mine. Sunteți intrigat de campania antisecuristă făcută. Ion Ilescu a vorbit prima dată la televizor împotriva securității la ora 14:30. La ora 14:30. Cel mai securist discurs din toată criminali, odioși, securiști, nenorociți, o clică, trădătoare și nu știu ce. Iar la ora 4, Geanu Vlad dă telefon la protocol și le spune, bă, băieți, Toarășu Iliescu, n-am mâncat nimic astăzi, trimite sandwich-uri și ceai. Era oblat. Atenție, era oblat. Vă mai dau exemple, dacă vreți. Multe. Le-am adunat pe toate. Nu încape tot într-o carte. Ar trebui să facem un cărțoi din ăla care nu-i manipulabil. Dar avem toate aceste probe. Apoi, generalul Borde i-a dat pașaport. În 21. Ia spuneți lucrurile. Păi lăsați să și citească, domnule. Așa. Cine a dat pașaportul lui Brucan fără să știe Ceaușescu nimic? Brucan cu domiciliu forțat primește pașaport de la Securitate, duce și în Occident și în Moscova și peste tot. Nu, aici și domnul Teodorescu a fost ok și a zis să-i dea drumul să vedea acolo unde l-a văzut. Domnul Teodorescu nu a dat aviz. Nu, are lucruri interesante. Și ce alți dizidenți au fost protejați? Toți. Toți. Domnul Măgureanu. Geanu Militaru. Iese declarații, așa Geanu lui Coschial și alte declarații. Geanu Militaru a avut și întrevederi cu Geanu Iulian Vlad înainte. Eu zic. Da, vă, domnule, nu mai scornați, tot da, de drept și scornați. Eu citesc pe unii și pe alții. Păi, și mai ales ofițeri de securitate. Spune, domnule, citesc pe ăla, a zis, nu da. Eu zic. Păi, dar spune în carte, nu? Păi, dar uitați-vă în carte. Domnule profesor, cum se explică? Cum se explică că până acum, după 26 de ani, nimeni nu-i recunoaște generalului Vlad, nimeni nu-i recunoaște generalului Vlad, niciun merită răsturnarea lui Ceaușescu. Cum să nu-i recunoască? Păi, cum să-i recunoască lui Vlad când tezele din decembrie trebuie să spună că poporul a făcut totul, iar ei sunt emanați din spuma poporului. Dar dumneavoastră spuneți practic în carte că generalul Vlad l-a dat jos pe Ceaușescu. Împreună cu trădătorii din armată, după împușcarea lui Mine. Domnul profesor, să citim. Da. Trădătorii sunt închiși. Deci problema e foarte... Hai facem dezvăluire aici, da. Tot m-ați acuzat că nu vreau să spun. Mai spun ceea ce trebuie să spun. Spune bine că vorbește lumea. Mai spun și informații pure. Aia e altă treabă și nu pot zic. Toată lumea se bage ei. Da? Deci, într-o discuție cu Ion Ilescu era acolo procediu de mai chemat să propună, mă rog, o funcție pe care am refuzat-o cu politețe, și m-a întrebat ce părere am de atitudinea Geanului Vlad atunci. Eu și o să trec prin multe, nu m-am repezit să dau un răspuns, da? Zic, n-am înțeles, domnul președinte, care ar fi întrebat. Dar nu vi se pare că a avut o atitudine, cum a zis, oportunistă? Că Geanul Vlad întâi a fost cu grupul cu, cum îl cheamă, Ilie Verdeț cu Verdeț. Iliescu a fost supărat, dar de la început n-a fost ministrul culturii, da. Da? Era foarte important ca șeful unei asemenea forțe să fie cu el. El limpede și clar nu trebuie căutat la altceva. Asta l-a imaginat și l-a supărat și vrea de la mine un răspuns. Care eu, sigur, n-aveam cum să-i dau și nici nu vrea să-i dau. Da? Deci, haide că sunt dacă chestii, ridicați problema deci, asta, vă spun ce cred eu ca cercetător. Aici, eu spun ceea ce am auzit da. Și am discutat. Eu, și ce v-a răspuns? Vlad era preocupat atunci să monitorizeze toate centrele de putere care erau. No. Și inclusiv al lui Verdeț. Păi dacă îmi spuneți că șeful serviciului de informații nu vroia să monitorizeze, atunci nu știu care venit. Deci, de informație de atunci. Deci, într-o discuție pe care a avut-o Geanul Vlad cu Geanul Milea, deci o știu de la Geanul Vlad, mi-a spus-o. Și mi-a spus-o nu acum, când ne-am întâlnit la pușcărie. Da? Cum zic așa, la pușcărie. Nu era la pușcărie. Pe ce domnesc? Nu eram cu fără, ce noi n-am avut chestii din astea. A, ești pomenea. Așa, și eu l-am întrebat. Dom'le, știați, erați cel mai informat om din România. Ce urmează să se întâmple.
Știa exact tot, toate treceau prin mâna dânsului. Ce dădea mai departe, nu știu, treaba dânsului. Avea această împuternicire să hotărască ce dă și ce nu dă. Știați ce urmează, că știam toți. Din informații vorbesc. Da? Aveam informații pereche. De ce n-am zis? Păi i-am propus în 21 lui Mile. Păi da, înțeleg. Că erau prieteni. Nu aveau încredere unul în altul. Asta e părerea mea asta. A, așa, din afară. Deci, erau în relații foarte bune. Da? Formale. Da. Am probe. Da. Bine. Și hai să rezolvăm. Ce? Eu am înăuntru, tu ai afară. Eu fără tine afară cu tancurile tale, nu poți să fac nimic înăuntru cu ăștia cu pistoare. Ce au de la A5-a, ce era la... Păi nu erau numai A5-a, auzi la trupe, erau trupe. Ăsta nu era, era ceva, era o grupă de intervenție care era desemnificat. Super instruit. 20 de oameni sau ce era? Super instruit, nu erau 20, erau mai mulți. Da, să aruncă pe asta și să agață pe fitil. Da, deci, și Mirea zic, și ce a zis? A zis că e frig. Da? Și frică. Și teoria că a fost sinucis, Milea, e forțat. Da? Da. Da. Eu vă respect, vă respect credința dumneavoastră. Eu am scris punctele de vedere. Eu sunt pe informații, nu sunt pe presupuneri. Da, nu sunteți cercetători și n-aveți ansamblu. N-aveți ansamblu problemelor. Nu numai că n-aveți pregătire. Dar n-aveți ansamblu, domnul coronel. Dumneavoastră n-aveați voie să știți ce face domnul Măloreanu în direcția întâia, erați la a treia. N-aveați voie să știți ce face Macri la a doua. Era fiecare separat și ansamblu problemelor le știau doar 1, 2, 3 oameni. 1, 2, 3 oameni le știau. Și ansamblu total doar Vlad. Gândiți-vă, nici Alu Stamatoi nu știa la intern ce era. Și nici șefii direcțiilor de la DSS nu știau și la CIE. Da. Sunt lucruri foarte clare. Noi venim, cercetăm și scriem. Așteptăm ca să scrieți și dumneavoastră, fără dorința de a coborî cu adevărul în mormânt, că atunci înseamnă că coborâți în mormânt cu el și nu ne spuneți povești de a dormi. Poate n-ați reținut. Nu despre decembrie 89 am zis eu. Dar despre decembrie la Timișoara. Exclus! Vă rog să citiți în carte. Mai afară celul, dacă nu pricepeți să nu pierdați. Acum, domnul președinte, vă mai spun ceva. Da. La proces ați declarat ceva, în carte altceva, iar în final, acum a declarat că serviciile străine au făcut. Niște interpretări tendențioase. Nu e adevărat! În proces, sunt documentele, nu e adevărat, în documentele procesului dumneavoastră spuneți că n-a fost niciun străin la Timișoara, poporul român a făcut totul. Și nu are casetele toate, de atunci. Și să aveți că sunt documentele, nu se spune declarațiile, să nu spuneți că au falsificat cineva declarațiile dumneavoastră. Aveți patru declarații în patru feluri diferite. Cei mai mulți n-au înțeles nimica și uite nouă. Nu e adevărat. Nu, îmi pare rău, dumneavoastră vreți să monopolizați istoria secretă, dar nu se poate face acest lucru. Nu am nici pomenială, dar am colegi.